Valoarea. Da. Valoarea aceea, da? După ieftinire. Și cine este? 6,90. Da. 6,90. 6,9. Da. Ori? Ori. P supra 100. P supra 100. Egal cu? Egal cu 5,75. 5,75. Da. Și acum vedem pe la sută asta. Păi pot să amplific pe 6,9 cu 100, ca să duc aceeași numitor, și pe 575. Aici e ori. Păi atenție, l-a dus la aceeași numitor, la noi așa scădere. Păi vine 6,9 pe supra. 6,9 pe supra 100. Egal cu 5,75. Adică? Putem să-l amplificăm pe 575. Cu 100. Cu 100. Și a venit 6,9. 6,9 pe. Pe. Egal cu 575. 575. Adică P va fi egal cu? P va fi egal cu 575 împărțit la 6,9 și P este egal cu? Nu vreau exact, 83,3. Nu-i bine. Greșim ceva. Că nu poate să fie 80%. 83%. Deci s-a ieftinit cu 1,15 lei. Deci este egal cu 1,15. Deci procentul aplicat lui 6 lei. Da? Lui 6 lei s-a aplicat procentul și egal cu 1,15. Că 6 lei a fost, 6 lei a fost valoarea inițială? Da. Și de acum a fost un pic cu 15%. Și a ajuns la 6,90 de bani. 6,90 de bani. Și după aia s-a ieftinit cu 1,15%. Am ajuns la 5,75. Așa, o secundă, trebuie să vedem că ieftinirea s-a ieftinit cu 1,15. Dar ieftinirea este procentul aplicat. Da? Deci, pur și simplu, i-am aplicat 6 lei este suma de la început, am zis, nu? 6 lei. După ce a crescut cu 15%, am ajuns la 6,90. Așa, și ieftinirea e de 1,15. Deci valoarea ieftinirii este de 1,15. Dar cui am aplicat această ieftinire? După ce a crescut, de 6,90. Deci trebuie să spunem așa. 6,90 ori P la 100 egal cu, nu cu 5,75, ci cu 1,15, valoarea ieftinirii. Egal cu 1,15. Da? Procentul de ieftinire acolo. Așa trebuie să văzut. Și este egal mai departe. Când cu... mergem până la 6,9 pe supra 100. 6,9 ori P egal supra... cu deodată cu 115. 115. Păi P va fi egal cu 115 supra 6,9, da? P egal cu 115 supra 6,9. Deci arată că P este egal cu 16,6%. Asta este procentul. Da? Cu 16,6% procentul de ieftinire. Asta ne este ceva. Am încheiat lecția aici. Deci tot secretul este să gândim cu atenție în problema aceea. Este să gândim ce? Să gândim la
formula aceea. Da? Era. După care să gândim ce să faci. Suma se mărește cu atât. Se scade cu atât. Dar ea, de aceea să mulțești, ies cu valoarea respectivă, da? Da. Cu procentul. La revedere! Să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la platformă. La revedere!